Unul dintre polițiștii arestați este agentul principal Laurențiu Cicorski, lucrător al Serviciului de Ordine Publică din cadrul Poliției Ovidiu. Inspectoratul de Poliție al județului Constanța confirmă prin purtătorul de cuvânt faptul că angajatul IPJ a fost destituit din funcție. Celălalt este agentul comunitar Aurel Lupu, angajat al primăriei Ovidiu în cadrul Poliției Locale din 2012. Potrivit rechizitorului, cei doi le-au fost parteneri unor hoți de motorină din Ovidiu timp de aproape jumătate de an. Misiunea lor era aceea de a-i anunța pe membrii rețelei când aveau loc și de a le asigura timpul necesar ca să fure din conductele firmei petroliere. Informațiile plecau chiar de la sediul Poliției Ovidiu și ajungeau direct la hoții de motorină. Ajutați de cei doi polițiști, așa au reușit infractorii să nu trezească nicio suspiciune timp de aproape 6 luni de zile. Dacă și-au trădat meseria, polițiștii nu s-au dovedit a fi mai pricepuți la cea de complice ai unor infractori și asta pentru că 3 dintre hoți au fost prinși în flagrant weekendul trecut, în timp ce sustrăgeau cu o instalație artizanală peste 2 tone de produs petrolier. După o noapte petrecută la audiență, ieri, aceștia au mărturisit totul, iar a doua zi, anchetatorii au descins la locuințele tuturor celor implicați, unde au găsit toate probele de care aveau nevoie pentru a-i aresta. 4 membri ai rețelei au fost arestați preventiv pentru 30 de zile sub acuzația de furt și 2 polițiști sunt acuzați de complicitate la furt și favorizarea infractorului.